Descoperirea cantității uriașe de țigări a avut loc zilele trecute la controlul de frontieră de la turnul Măgurele. În data de 12 mai 2024, în jurul orei 11.30, în punctul de trecere a frontierei Turnul Măgurele, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră, pe sensul de intrare în țară, un cetățean bulgar în vârstă de 65 de ani, conducând un ansamblu rutier înmatriculat în Bulgaria. Polițiștii de frontieră împreună cu inspectorii Vamali din cadrul biroului Vamal Turnu Măgurele, Direcția Regională Vamală Craiova, au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport. Astfel, a fost descoperit în remorca ansablui rutier o cantitate impresionantă de țigarente nedeclarate și fără timbru fiscal. Ulterior, camionul și bunurile descoperite au fost duse la sediul biroului Vamal Interior Olt. În urma inventarierii a rezultat cantitatea totală de 9.900.000 de țigarete, estimate la o valoare de 13.612.500 lei. Șoferul mastodontului a susținut în fața autorităților că el este doar angajatul firmei de transport și nu are cunoștință despre existența celor aproape 10 milioane de țigarete. După ce cantitatea uriașă de țigarete a fost confiscată, iar autotrenul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Telorman, oamenii legii au demarat o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.